Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit la un nou tutorial despre croșetat. Astăzi vreau să vă prezint un model din miile de modele pătratul bunicii. Un model aerisit de vară, îl puteți folosi la rochițe, la un pardesiu sau o vestă ușoară de vară, la o păturică subțire de vară, da? Este un model, așa cum am spus, gen dantelă, adică un model spart, aerisit. Pentru a-l realiza, vom începe cu un lanț format din 6 ochiuri. Bun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ochiuri de lanț, da? Apoi o să închidem cercul, deci unim ultimul ochi de lanț cu primul printr-un ochi alunecat. Și începem să lucrăm primul rând, care este format din 12 piciorușe scurte. Întâi lucrez un ochi de lanț aici și deci un piciorul scurt, deci lucrăm 12 piciorușe scurte în acest cerc. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12, da? Bun. Și acum o să mă unesc cu primul aici printr-un ochi alunecat vedeți? Și împreună tai firul cu care am început pentru că l-am prins în lucrare numai un pic să nu tai și din celălalt așa. Bun. Și acum o să numărăm împreună cele 12 piciorușe scurte și avem așa. Deci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 și cu acesta 12, da? Bun. Acum o să continuăm cu rândul numărul 2. Vom lucra astfel. Aici în aici continuăm cu 3 ochiuri de lanț. Lucrăm care vor ține locul unui picioruș dublu și încă un ochi de lanț, da? Pentru că acest rând se lucrează un picioruș dublu, un ochi de lanț. Și în piciorușul simplu următor lucrăm un alt ochi de lanț. Da? Numai un pic, că mi s-a răsucit aici lucru. Așa. Așa. Deci acum merg în ochiul următor, în piciorușul simplu următor din rândul anterior și lucrez un picioruș dublu. Continui cu un ochi de lanț, merg în piciorușul simplu următor, lucrez un picioruș dublu. Și tot așa până la capătul rândului, ochi de lanț. Practic vom avea 12 piciorușe duble separate de câte un ochi de lanț. Piciorușele duble le lucrăm în piciorușele simple,
lucrate în rândul anterior, da? Cred că s-a înțeles. Așa. Și sper că se și vede. Iarăși un ochi de lanț. Așa. Ochi de lanț. Piciorul dublu. Ochi de lanț. Piciorul dublu. În următorul ochi de lanț, piciorul dublu, ochi de lanț, piciorul dublu și ochi de lanț. Ia să vedem câte piciorușe duble avem. Le numărăm acum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Da? E corect. Și acum, după ce am lucrat și ochiul de lanț, vin aici în al treilea ochi de lanț din lanțul de 3 ochiuri care am spus că ține locul unui picioruș dublu și ne unim printr-un ochi alunecat. Da? Așa, ia uitați. Și acum avem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bun. E, ajungând aici, aș vrea să schimbăm culoarea, să lucrăm cu acest frez. Da? Așa. Deci pentru a începe rândul următor va trebui să lucrăm un lanț de 3 ochiuri. Da? Deci lucrăm un lanț de 3 ochiuri. 1, 2, 3. Acum am să întorc lucru și am să unesc firele pe spatele lui. Vedeți? Așa. Și am să-l tai pe cel grena. Bun? Cred că atât e suficient. Ia să-l mai scurtăm și pe cel roz. Pentru că ulterior o să le trag eu pe spatele lucrului. Bun. Deci am început cu 3 ochiuri de lanț. Tot aici, în acest spațiu, pardon, deci după ce am lucrat cele 3 ochiuri de lanț, mă aflu aici în acest spațiu și voi lucra încă 2 piciorușe duble, dar fără, vedeți, cumva mă întorc în acest, la baza acestui lanț de 3 ochiuri, da? Și lucrez încă 2 piciorușe duble, dar fără a le încheia definitiv. Închei doar prin primele 2 bucle, observați? Așa, iar la sfârșit le unesc pe toate și formez un puf-puf, da? Și am primul puf-puf obținut. Continui acum cu 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și merg în următorul ochi de lanț de aici. Deci lucrăm în ochiurile de lanț care separă piciorușele duble din rândul anterior și lucrăm aici un nou puf-puf format din 3 piciorușe duble, da? Mai un pic. Ce se întâmplă aici? Deci nu le încheiem decât
Nu, nu e, nu, nu, ceva nu e în regulă aici și nu-mi dau seama ce anume. Deci mergem aici în ochiul dintre următoarele două piciorușe duble. Da? Și lucrăm un nou puf-puf. Vedeți? Nu-l închei de tot. Dar nu e bine, nu știu ce, numai un pic să văd eu de ce aici nu mi-a bucla ca lumea. Să văd eu ce se întâmplă. Ia să vedem acum. Cred că acum e bine în sfârșit. Deci închei doar o dată prin primele două bride. Lucrez următorul picioruș dublu. Închei o dată prin primele două bride. Lucrez al treilea picioruș dublu. Tot așa închei o dată prin primele două bride și apoi închei prin toate celelalte odată și obțin un nou puf-puf. Bun? Continuăm cu 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5. Și merg mai departe aici în ochiul următor și procedez la fel cu un nou puf-puf. Deci o dată, de două ori, de trei ori. Da? Și apoi le închei pe toate. Vedeți? Și așa vom lucra. Haideți să mai fac 1, 2, 3, 4, 5. Mai facem 1, da? În ochiul următor dintre cele două piciorușe duble din rândul anterior. Lucrăm un nou puf-puf. Deci am lucrat un picioruș dublu. Am încheiat doar primele două bride. Am lucrat al doilea, la fel. Încheiem doar primele două bride. Am încheiat al treilea. Încheiem doar primele două bride și apoi toate celelalte de pe croșetă. Și continuăm cu 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5. Deci, repet, puf-pufurile se lucrează în ochiurile dintre piciorușele duble din rândul anterior și sunt separate de câte 5 ochiuri de lanț. Da? Haideți ne întâlnim la capătul rândului, cel mai bine. Bun, am revenit. Am lucrat până acum 11 puf-pufuri. Urmează să-l lucrăm pe al 12-lea. Da? Și deci mergem în ochiul următor de aici, îl lucrăm pe al 12-lea, o dată, de două, al doilea picioruș dublu, închei doar primele două bride, al treilea, închei întâi doar primele două bride și ulterior le închei pe toate, da? Bun. Și lucrez aici ca să închei, să mă unesc cu primul puf-puf, vom proceda astfel. Lucrăm două ochiuri de lanț și apoi lucrăm un picioruș triplu aici în vârful primului puf-puf. Da? Numai că trebuie să văd eu exact, vedeți? Pe aici. Pe aici introduc și lucrez acest picioruș dublu. Da? Bun. Mergem acum la rândul următor, o să lucrăm cu aceeași culoare și începem cu un ochi de lanț și un picioruș dublu. Vedeți, prin aceste două bride introduc croșeta și lucrez un picioruș, pardon, un picioruș scurt, am vrut să spun, da? Și apoi lucrez iarăși un ochi de lanț. Și în acest spațiu, deci în primul spațiu format de lanțul de 5 ochiuri de aici, vom lucra 8 piciorușe duble separate de câte un ochi de lanț. Deci am lucrat un ochi de lanț, urmează să lucrăm 8 piciorușe duble, deci 1, separate de câte un ochi de lanț. Da? 2. Iarăși ochi de lanț. 3.
3 ochi de lanț, da? Vedeți? Așa. 4, un ochi de lanț, 5, un ochi de lanț, 6, 7, un ochi de lanț, 8, un ochi de lanț. Practic acesta veți vedea ulterior, va fi primul nostru colț profilat, da? Bun. Am lucrat și ochiul de lanț după al 8-lea picioruș dublu. Mergem în spațiul următor aici, în al 3-lea ochi, deci la mijloc, lucrăm un picioruș scurt. Apoi lucrăm un lanț de 5 ochiuri, 1, 2, 3, 4, 5, da? Bun, mergem în spațiul următor, tot așa la mijloc, și lucrăm încă un picioruș scurt. Bun. Vedeți? Și am obținut acest spațiu de aici. Acum o să continuăm în spațiul următor. Vom forma un nou colț și începem cu ochi de lanț și 8 piciorușe duble, 1, separate de cât un ochi de lanț, da? 2, ochi de lanț, 3, 4, ochi de lanț, 5, ochi de lanț, 6, ochi de lanț, 7, ochi de lanț, 8, ochi de lanț, da? Deci am format al doilea colț cum ar veni. Deci am făcut 8 și lucrez un ochi de lanț. Bun. Și o să merg aici în spațiul următor, tot așa, la mijloc, lucrăm un picioruș scurt. Apoi lucrăm 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, mergem în spațiul următor, tot la mijloc aici, lucrăm un picioruș scurt. Deci de oriunde ați număra e al treilea ochi, pentru că lanțul respectiv, lanțul care creează acest spațiu, are 5 ochiuri. Deci orică numărați de aici, de la dreapta spre stânga, ori de la stânga spre dreapta, este tot al treilea ochi. Și acum în spațiul următor urmează să lucrăm iarăși o piciorușe duble separată de cât un ochi de lanț, deci formăm un nou colț și cel mai bine o să lucrez și ne întâlnim aici la sfârșit ca să vă arăt cum să uniți cu primul picioruș, cu primul colț, da? Bun, am terminat colțul, după cum vedeți. Am lucrat și un ochi de lanț, da, și acum merg aici în mijloc, în al treilea ochi al acestui lanț de 5, lucrez un picioruș scurt și urmează să mă unesc aici cu, cu primul colț. Și lucrez astfel, lucrez două ochiuri de lanț, da? Și un picioruș dublu pe care îl lucrez aici în piciorușul scurt lucrat la rândul anterior, da? Bun. Și m-am unit cu primul colț. După cum vedeți, am pregătit o nouă culoare de ață și urmează să lucrăm astfel. Lucrăm un ochi de lanț și apoi pe aici
prin aceste două bride voi lucra, introduc croșeta și lucrez un picioruș, numai un pic. Deci introduc croșeta, trag firul și lucrez un picioruș scurt. Da? Bun. Și trecem la rândul următor. Lucrăm două ochiuri de lanț. Apoi vom lucra în spațiile dintre cele 8 piciorușe duble, da? Deci 2, 4, 6, 8, se vede. Lucrăm câte un picioruș dublu astfel. Deci în primul spațiu lucrăm un picioruș dublu și continuăm cu două ochiuri de lanț. În următorul spațiu lucrăm picioruș dublu, două ochiuri de lanț. În următorul, picioruș dublu, două ochiuri de lanț. E, acum în spațiul acesta care urmează, vom lucra un picioruș dublu, deci vom forma un colț, cum s-ar spune. 3 ochiuri de lanț, 2, 3 și încă un picioruș dublu, da? Așa. Continuăm cu 2 ochiuri de lanț, mergem în spațiul următor, lucrăm un picioruș dublu. Iarăși 2 ochiuri de lanț, în spațiul următor lucrăm un picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț. În spațiul următor lucrăm un picioruș dublu. Veți vedea că aici avem tot 8 piciorușe duble. 2, 4, 6, 8. Da? Așa. Iarăși continuăm cu 2 ochiuri de lanț și mergem aici în lanțul acesta de 5 ochiuri la mijloc, deci în al treilea ochi de oriunde ați număra și lucrăm un picioruș scurt. Iarăși 2 ochiuri de lanț. Și merg în colțul următor aici și lucrez în fiecare spațiu ca și la celălalt colț. Deci lucrez picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, asta în primul spațiu, apoi în al doilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, în al treilea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț. E, în al patrulea formăm V-ul acela dintr-un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, 3. Și încă un picioruș dublu, da? Așa, continuăm acum cu două ochiuri de lanț, mergem în spațiul următor, lucrăm un picioruș dublu. Iarăși două ochiuri de lanț, merg în spațiul următor, lucrez picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț, merg în spațiul următor, lucrez picioruș dublu, da? Și verific acum dacă am 8. 2, 4, 6, 8. E foarte bine. Mergem mai departe. 2 ochiuri de lanț. Aici în ochiul din mijloc, da? Lucrez un picioruș scurt. Iarăși 2 ochiuri de lanț. Și procedăm ca și la colțul celălalt. Deci lucrăm picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț. Și aici, în acest spațiu, formăm V-ul, că deja avem, acesta e al patrulea picioruș. Deci aici lucrăm 3 ochiuri de lanț, că formăm V-ul, da?
și încă un picioruș dublu în același spațiu. Vă arăt imediat. Ia uitați-l. Da? Se vede. Continuăm cu două ochiuri de lanț și în spațiul următor picioruș dublu. Iarăși două ochiuri de lanț, în spațiul următor picioruș dublu, două ochiuri de lanț, în spațiul următor picioruș dublu. Vedeți? Ia să vedeți. 2, 4, 6, 8. Acum continuăm cu două ochiuri de lanț, merg aici în ochiul din mijloc și lucrez un picioruș scurt. Iarăși două ochiuri de lanț și vin aici în colțul următor, în primul spațiu lucrez un picioruș dublu. Iar două ochiuri de lanț. În al doilea spațiu, alt picioruș dublu, urmat de două ochiuri de lanț. În al treilea spațiu, picioruș dublu, două ochiuri de lanț și în al patrulea spațiu formăm V-ul, adică picioruș dublu, trei ochiuri de lanț, încă un picioruș dublu, tot în același spațiu, da? Așa, continuăm, două ochiuri de lanț. În spațiul următor, picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. În spațiul următor, picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. În spațiul următor, picioruș dublu. Bun, să vedeți că iarăși sunt 8 și aici, deci 2, 4, 6, 8. Continuăm cu două ochiuri de lanț și aici în piciorușul scurt lucrat la rândul anterior vom introduce croșeta prin cele două bride și lucrăm un ochi alunecat. Deci încheiem printr-un ochi alunecat. Ce se întâmplă aici? Vreau să știu. Așa. Numai un pic, că să-mi aranjez firul ăsta. Că a luat o razna, văd. Așa. Bun. Și acum vom merge să lucrăm rândul următor. Începem cu ultimul, adică începem cu trei ochiuri de lanț. Îl lucrez cu aceeași culoare, da? Așa, bun, și aceste trei ochiuri de lanț țin locul unui picioruș dublu, continuăm cu două ochiuri de lanț, da, și apoi în fiecare din piciorușele duble din rândul anterior lucrăm câte un picioruș dublu, tot așa separate între ele de câte două ochiuri de lanț. Deci acum merg și lucrez aici în primul un picioruș dublu, apoi două ochiuri de lanț. Merg în următorul aici și lucrez picioruș dublu, două ochiuri de lanț. Vedeți? Deci suprapuse vin. Mergem în următorul aici, lucrăm alt picioruș dublu. Iarăși două ochiuri de lanț. Și acum mergem aici în acesta care formează V-ul, lucrăm picioruș dublu, două ochiuri de lanț și în spațiu format care formează colțul, lucrăm iarăși un V, deci picioruș dublu, trei ochiuri de lanț, 2, 3 și încă un picioruș dublu, tot aici, da?
Continuăm cu două ochiuri de lanț, mergem aici în acest picioruș care a format V-ul în rândul anterior și lucrăm un picioruș dublu. Iarăși, două ochiuri de lanț. Mergem în următorul, lucrăm picioruș dublu. Iarăși, două ochiuri de lanț. În următorul, picioruș dublu. Și două ochiuri de lanț. În următorul, lucrăm picioruș dublu. Și două ochiuri de lanț. După cum vedeți, aici trebuie să avem 10 piciorușe duble. Deci avem așa 2, 4, 5, 6, 8, 10, da? La acest rând pe colț. Și acum o să lucrăm un picioruș dublu aici în piciorușul scurt din rândul anterior. Continuăm cu două ochiuri de lanț și repetăm pe colțul acesta ceea ce am făcut și la colțul anterior. Deci în fiecare picioruș dublu lucrăm câte un alt picioruș dublu separate cu câte două ochiuri de lanț, iar unde în spațiul care a format V-ul la rândul anterior, așa, lucrăm un nou V, adică un nou colț, imediat, 1, 2, acum ajungem, lucrez acest picioruș dublu, două ochiuri de lanț. E, și aici, în acest spațiu, lucrăm la fel. Deci, un picioruș dublu, trei ochiuri de lanț și încă un picioruș dublu. Da? După care lucrez două ochiuri de lanț și un picioruș dublu aici în acest picioruș dublu. Deci repet, la acest rând piciorușele duble sunt suprapuse cu cele din rândul anterior sau peste cele cu sau peste cele din rândul anterior. Merg mai departe, iarăși picioruș dublu, iar două ochiuri de lanț, iar picioruș dublu, două ochiuri de lanț, încerc să grăbesc un pic, picioruș dublu, două ochiuri de lanț. Acum merg aici în piciorușul scurt din rândul anterior și lucrez un picioruș dublu. De data aceasta, da? Continuăm cu două ochiuri de lanț și procedăm la fel. Deci, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, piciorul dublu aici, două ochiuri de lanț, 1, 2, piciorul dublu, două ochiuri de lanț, piciorul dublu, două ochiuri de lanț și acum aici în acest spațiu lucrăm picioruș dublu, trei ochiuri de lanț și încă un picioruș dublu, da? Așa, continuăm cu două ochiuri de lanț. Și mergem aici în acest picioruș, lucrăm un nou picioruș dublu.
Iar două ochiuri de lanț. O, oh, dar ce-o fi cu salvarea asta? Mergem în următorul picioruș dublu și lucrăm un picioruș dublu. Iarăși două ochiuri de lanț. Mergem în următorul picioruș dublu, lucrăm un alt picioruș dublu, iarăși două ochiuri de lanț și aici în ultimul lucrăm un alt picioruș dublu. Bun. Încă două ochiuri de lanț și în piciorușul scurt aici din rândul anterior lucrăm un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. Repetăm. Deci în fiecare picioruș dublu suprapunem câte un alt picioruș dublu, separăm cu două ochiuri de lanț, da? Așa. Aici ar fi ultimul colț. Nu. Bun. Iarăși două ochiuri de lanț. Iarăși un picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, picioruș dublu, două ochiuri de lanț și urmează aici să fac ultimul V, deci un picioruș dublu, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și încă un picioruș dublu tot în același spațiu, da? Bun. Continui cu două ochiuri de lanț. Merg peste acest picioruș dublu de aici, din rândul anterior și lucrez un alt picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. Iarăși aici. Picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, picioruș dublu. Două ochiuri de lanț și ne-am apropiat de finalul rândului. Aici lucrez picioruș dublu. Da? Așa. Două ochiuri de lanț și am ajuns la lanțul de 3 cu care am început rândul și mă voi uni aici, pardon, aici în al treilea ochi de lanț mă unesc cu el printr-un ochi alunecat, da? Lucrez și un ochi de siguranță sau pentru siguranță, tai firul și am terminat pătratul nostru, pătratul bunicii. Așa, vreau să-mi acordați doar un minut să aranjez un pic firele acestea, că mă enervează rău pe dosul lucrului, așa, să numai un pic să le trag ca să nu mă mai deranjeze atât, că apar pe unde nu gândești cu gândul. Așa, și am să-l trag și pe acesta mov. Bun, și-l tai. Pentru că vreau să vă arăt rezultatul final. Să-mi dau la o parte sculele de aici. Așa. Deci, acesta este pătratul bunicii. Un model foarte frumos pe care sper că o să-l încercați. Așa cum v-am spus, este un model aerisit. Da? Un model frumos pentru ceva de vară. V-am spus, puteți să lucrați un șal sau am să pun pe alb ca să se vadă mai bine. Da? Așa. Să folosim ceva deschis la culoare pentru a fi mai vizibile, mai vizibil modelul, vedeți? Așa. Imediat.
Așa arată pătratul bunicii. Sper că v-a plăcut acest tutorial și că îl veți încerca și dumneavoastră. Așa, desigur, el mai trebuie și el îndreptat. Eu mai am unul făcut, mai colorat. Îmi cer scuze pentru fâșia la aceasta. Da, unde l-am pus, că nu-l găsesc. Așa. Ia să vedem care-i fața, care-i dosul. Așa ar veni. Vedeți? Acesta e pe alte culori, dar e același model, același pătrat, aceeași mărie cu altă pălărie, cum ar veni, cum s-ar spune, da? Nu știu care vi se pare mai frumos. Îl încercați pe care doriți dumneavoastră. Modelul este același din tutorial. Acum, până data viitoare, doresc să vă mulțumesc pentru like și share pe care le primesc de la dumneavoastră. Acesta cred că l-am pus pe dos. Da. Așa. Vă rog să vă abonați la canalul meu de YouTube, dacă nu ați făcut-o încă. Apăsați clopoțelul aferent videoului pentru a primi notificări legate de postările mele. Și acum, până data viitoare, vă spun la revedere și vă doresc numai bine!